Consiliul Local al Municipiului de Vas a întrunit luni 15 noiembrie într-o ședință extraordinară. Printre proiectele supuse aprobării aleșilor locali s-a numărat și unul care privește extinderea spațiului destinat zonelor verzi. Acest proiect, care vizează amenajarea a două oaze de verdeață într-o zonă centrală a DVI, pe Bulevardul 22 decembrie, pe partea opusă de Liceul Tehnologic Transilvania sau AUTO, cum mai este cunoscută unitatea de învățământ de către localnici, a fost aprobat de către membrii executivului din reședința de județ. În ultima ședință a Consiliului Local au fost avizată documentația pentru parcurile care vor fi amenajate pe strada 22 decembrie, în zona cuprinsă între Liceul Transilvania și Biserica din Ciangăi, la blocurile 6 și 8. Va fi un concept similar cu parcul de recreere din Piața Aras. Mai multe detalii despre acest subiect, dar și alte teme interesante puteți afla urmărind astăzi, imediat după Jurnalul de Știri, emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, în care este invitat Gabriel Ilieș, viceprimar al municipiului de reședință al județului Hunedoara. De asemenea, emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.